Miercuri 13 septembrie 2023, Măgureni, județul Prahova, sediul Columbodromului Internațional Suprem, unde am participat la desfășurarea etapei finale din acest an. Acum am deosebită plăcere să stau de vorbă cu câștigătorul locului 1 al marii finale. Este vorba despre campionul Vlad Bogdan din Brebu, Prahova. Ce faci, Bogdane? Să trăiești, ce să facem? O zi norocoasă pentru tine, super norocoasă! Extrem de norocoasă, având în vedere că este și 13. Da. Pentru mine 13 este o zi foarte norocoasă. Așa e. Am angajat 13 porumbei în această finală. Așa. Suntem în 13 astăzi și ziua mea de naștere este după 13. Ai văzut? Deci au fost foarte multe... Te gândeai tu dimineața că o să câștigi locul 1 la finală? Ce ziceai? Sperai, dar nu... Speram. Toată lumea cu speranța asta am venit aici, dar... Da. Mulțumim lui Dumnezeu. Ce e un mascul, nu? După părerea mea, da, este un mascul. Ce serie are Bogdan? Este un mascul cu seria 099-1115-2023 FCI. Da. Mascul albastru foarte este frumos. Mascul albastru stropit. Se vede că penele sunt date un pic pe spate. Da, de la efort. Da. Așa e. Este un mascul care mi-a făcut o mare bucurie astăzi. Să știi. Un avans de 42 de minute, aproape 43 de minute de următorul loc 2. Da, și a venit într-o formă fizică foarte bună. A venit într-o formă fizică, da, este foarte bună. Cred că este puțin și lovit. Da. Pare o urmă de sânge. Da, ai dreptate. Dar asta este, a reușit să ajungă acasă. E dintr-o familie de zburători de top de la tine? Da, este într-o familie de zburători. El este frate bun cu locul 1 din 2022 la... Pui. Da? La tine, nu? Da. Super. Este... Ca și origini ce are în el? Semifrate cu locul 2 la Pui acum un an. Ai văzut? Ca și origini, mama lui este o femelă de Hazendoc, de la domnul Cosmin Olteanu, bunica lui de fapt. Mama lui este Hazendoc combinat cu altceva. Și mama lui este soră bună cu locul 9 acum un an pe județ la Demifond. Bravo. Din 4 Roezovo a reușit să ajungă locul 9 de Mifon pe județ. Deci o familie, o pereche cunoscută la tine. Da, da. Pentru performanță. Și tatălui se trage de niște linii destul de vechi. Uh-huh. În spate de tot e prietenul meu Comănescu Crusolteanu. Tot din Brevo. Pe linia cu campionul, da. Da. Deci niște porumbei care au avut rezultate în decursul anilor. Și știți cum, cei care fac... Mai fac. Merg în continuare și mai fac, da? Mai fac, da. De câți ani ai pereche așa? De câți ani ai scos de 2 ani. De 2 ani, nu? Da, da. Și ți-a dat foarte bine în ambii ani. Da, acum un an am avut locul 1 la Pui, adică un rezultat la noi la club, la centru să vorbim, la noi la Brebu. Pe județ nu mai știu exact ce loc a avut Pui, oricum nu foarte în față, pentru că noi la a doua etapă de Pui am pierdut centru de îmbarcare și a trebuit să luăm numai după lansare. Da. Și a fost un pic mai complicat, dar... A fost ok, pentru că a demonstrat că vrea să facă. Plus unchiul ei care a fost locul 9 acum un an la Demifond. Bravo ție. Plus mai sunt referințe, Acum ești cu mașina, nu se sărbătorește aici, cu toate că ai cumpărat la dat de bere. Am dat la dat de bere la Brisca. Dar o să ajungi acasă și diseară va trebui să sărbătorești Bogdan, nu? Da. Bravo ție, felicitări sincere. O zi frumoasă pentru mine, o zi grea pentru Columbodrom, pentru că până pentru porumbei. Da. În atâtea ore de cât 4 porumbei sosiți, o etapă destul de dificilă, sperăm grea. Că în seara asta și mâine dimineața se mai strâng. O să strâng eu, cu siguranță. Da. Vezi cei mai tari porumbei și cei mai... Cei puternici vor ajunge. Da. Cu noroc să nu aibă probleme cu răpitoarele și vor ajunge. Super. Bravo ție. Felicitări încă o dată, Bogdan. Mulțumesc mult. Și mult succes în continuare. Răspund cu corumbofil, îți dorim. Numai bine. Să trăiți.